Steaua a câștigat cu 2-1 meciul cu Cluj. Ardelenii au avut un start aproape perfect pe stadionul Astra din Ploiești. Toni a trecut de 3 ori pe lângă deschiderea scorului în 3 minute. Prima dată s-a opus Tătărușanu, apoi nigerianul a deviat puțin pe lângă poartă, centrarea lui Niculescu, pentru ca ultima dată Steaua să fie salvată de transversală. După aceste șanse irosite de Cluj, Steaua a profitat de prima oportunitate evită în minutul 14. Cristi Tănase a avut o incursiune în flancul stâng, a pasat în centrul careului, de unde Mihai Costea l-a învins pe Marius Popa. Că am archivat al doilea meu pentru că sper să o continui tot așa. Ionuț Badea a încercat să mai schimbe ceva și a introdus în teren în partea secundă pe Marinescu și Cristea, care au luat locul lui Păcura, respectiv Niculescu. Cristea a fost în centrul atenției în minutul 67, când a primit cartonaș galben pentru o simulare după ce a căzut în careul Stelei la un duel cu Băurceanu. Roni Levi a mutat cu Rusescu în locul lui Tănase și Nicolici în locul lui Mihai Costea. Ambii au fost actorii celui de-al doilea gol al Stelei. Muntenegreanul a salvat o minge în marginea terenului, iar Rusescu l-a învins pe Marius Popa cu un șut de la 35 de metri. E bine pentru noi că marcăm, e bine pentru echipă. Avem nevoie de goluri, avem nevoie să câștigăm. Când câștige frumos, nu? Ardelenii au redus din diferență după doar un minut grație lui Pele. Steaua nu a avut emoții însă pe final și a reușit să protejeze scorul de pe tabelă. A fost o reprezentație bună de ambele părți, a fost o partidă disputată. Din câte s-a văzut de pe margine, a fost o luptă în teren destul de acerbă. Despre acest joc pot să spun că l-am câștigat cu șanse, chiar dacă am condus 2-0 la un moment dat, pentru că am întâlnit o echipă foarte valoroasă. Gigi Becali a ieșit exuberant de pe stadionul Astra, încântat de victoria Stelei în fața Șepcilor Roșii. Finanțatorul roșalbaștilor nu a ratat ocazia de a-i lua peste picior pe adversar, dar și pe Cristi Borcea. Tiki-taka Barcelona! L-ați văzut pe Niculescu că nu l-am văzut. A atins-o vreodată? L-ați văzut pe Boștine că nu l-am văzut. N-am ce spune, am avut 1-0, am controlat joc. Cu 7 puncte din primele 3 etape, Steaua a urcat pe locul 2 în clasament, iar Gigi Becali este convins că victoria cu Cluj va descătușa pe elevii lui Roni Levi, care au pus gând rău liderului Dinamo. Când o să se facă rocada? Păi să sperăm cât mai curând, nu? Sperăm să ținem tot așa, să câștigăm meciuri și ei să se încurce, nu? Dar mai mult sunt decât 3 etape, au trecut și mai mult până la final. E prea devreme să vorbim de primul loc în cont. Important că am făcut 2 victorii la rând. V-am zis, trebuie să o ține tot așa, victorie din victorie, nu ne gândim la primul, e al început de campionat. Steaua a dat de primul adversar cu adevărat dificil în Liga 1 în acest sezon. În primele 2 etape, roșalbaștri au întâlnit 2 nou promovate și au simțit diferența în meciul cu Cluj. Ok, so it was difficult game against team came after 2 victories. Very good quality. They know to pass the ball very good. Am jucat împotriva unei contracandidat. Eu consider Universitatea Cluj, așa cum am spus-o și înainte de a o vedea, că este o echipă care poate să termine în, pe un loc, știu eu, calificant pentru Europa. Mi-a fost teamă. Cu Cluj au avut 2 meciuri bune, au bătut pe Rapid, au bătut pe Mioveni. Cu Cluj o echipă foarte bună, un antrenor foarte bun și bine, ne bucurăm că am câștigat și sperăm să ținem tot așa pe drumul acesta. Forța clujenilor l-a impresionat și pe Gigi Becali, însă finanțatorul Stelei a fost mai mulțumit de felul în care echipa lui Levi a tratat meciul de la Ploiești. Nu e o echipă asta, nu e o echipă rea, pasează bine, are minge, are posesie. Dar v-am spus, Steaua este invincibilă de acolo.